Bine v-am regăsit la un nou live video Secretele Industriei. Am trecut deja de episodul 40. Îmi doresc, și asta fac, să invit profesioniști din muzică în general, dar și din media, din online, din agenții, pentru a povesti în primul rând, pentru a afla eu lucruri interesante, dar pentru a afla și voi lucruri interesante. Iar astăzi invitata mea este Ana Diaconu, care este o șefă la Universal Music. Universal Music România, adică Universal Music, apropo, este cea mai mare companie de muzică din lume. Este labelul number one în lume în momentul de față. Are artiști precum, lasă-mă să zic, Eminem, Beyoncé la Sony, Rihanna, bravo. Metallica. Maroon 5. Da, bravo. Așa. Justin Bieber, gata. Pentru deci e clar. Biberiștii. Așa. Universal Music, care este cea mai mare companie de muzică din lume, cea mai mare label, dar nu doar label. Sunt multe chestii. Da, o să detaliem. Un conglomerat, da, acolo, da? O să povestim puțin. Există și în România de mulți ani. 2006 mai exact. Iar Ana Diaconu este una dintre persoanele, unul dintre profesioniștii care e în spatele artiștilor pe care îi iubiți. Printre artiști, zic. E test pentru Florina, da. Acum. Deci. Morandi, așa. Loredana Groza, Ștefan Bănică, Guess Who, Damian Drăghici, sau Damian și And Brothers. Am zis Deep Central? N-am zis Deep Central. Nu că-s mulți. Lasă Andra, Liviu Teodorescu, Alina Eremia, Dorian Popa și trupe mai nișate, cum ar fi Vița de Vie sau Roadkill Soda, Lost, Yellow, Lost. Deci o să detaliem și de, da, Lost. Deci o grămadă de artiști și trupe, dintre cei foarte cunoscuți și care apar toată ziua la televizor, până la cei nișați și pe stiluri muzicale mai nișate. Ana? Da, care iau este, legătura. Da, care este, în primul rând, care este, cum se numește poziția ta? Eu zic șefă la Universal. Sunt parte din echipa Universal, noi nu prea suntem șefi. Nu, avem o șefă, evident, da. Dar suntem și ne vedem mai mult ca o echipă și nu prea avem așa ne considerăm part of the team, o parte din mașinăria asta care este Universal Music și care este din 2006. Deci aveți deja... Da, șefa mea Ioana Feșnic, o știi, ai cunoscut-o, am avut compania asta în 2006, da. Universal Music. Anul trecut, de un an jumate deja, am achiziționat MediaPro Music de aici și toți artiștii de care povesteai tu, Loredana, care era casa de discuri top 3 în România. A treia casa de discuri de portofoliu românesc. Uh-huh. În 2006, când s-a făcut Universal, echipa Universal, încă sunt câțiva membri de atunci, de prin 2006. Așa. Să avem și membrii noi. Eu sunt venită din 2009 în Universal. Așa. Deci ai și tu 7 ani. Am și eu 7 ani și am făcut. Într-un casă întâi. Așa. Suntem încă câțiva de pe atunci. Avem și echipă nouă. Și de un an și ceva am preluat MediaPro ca un portofoliu. Așa. Și, deci, practic, acum sunt cum ar fi două case de discuri mari, da, într-una singură. Exact. Menționat de Universal Music Group de afară, știi? Exact cum este Def Jam, Polydor, Island. Aha. Pentru Universal Music Group, așa este și MediaPro pentru noi local. Este un label. Da. Este un label. Noi în 2006 nu aveam un portofoliu local artiști, aveam Morandi, Deep Central, Cătălin Josan. Și odată cu achiziția MediaPro ne-am stabilizat puțin portofoliul de artiști locali și poziția noastră pe catalogul local. Apoi mai avem o divizie foarte interesantă pe care am început să o menționez și povesteam de Lost. Divizia de U-Rock. De aceea U-Rock se numește. Okay. Da, colegul meu Vlad se ocupă de ea împreună cu Oana și cu Marius. Acolo e un trio foarte bun. Când ocupăm de artiști, știi că ai avut un coment la un moment dat, ai făcut o postare și ai zis, nu, uite că sunt și artiști din Amară, Roadkill Soda. Eu cu ce fac toată ziua am zis repede, Alina Eremia, da, Dorian Popa. Știu, aceștia sunt, ca să spun așa, motoarele de mainstream pe care le avem, însă avem și mulți artiști de care ne ocupăm cu drag, artiștii din underground. Artiștii de rock. Bine, cât de underground poate să fie dacă sunt la cea mai mare casă de discuri din lume? Sunt mai nișați, să zicem. Mai nișați, exact. Mulți au spus, nu, noi suntem în underground, nu vorba ta, din momentul
ești la o casă mare de discuri, nu prea mai ești în underground. Și care ne ocupăm? Oarecum, ca să fiu sinceră, din ce am văzut, avem cel mai complex portofoliu de artiști. Știi că discutam mult de mainstream. Cel mai complex portofoliu de artiști? Da, complex, ce înseamnă asta? Înseamnă că avem artiști, cum ai spus tu, mainstream. Andra, Alina Eremia, Dorian Popa, Peter Pop, Deep Central, Loredana și așa mai departe. După care avem artiști nișați. Yellow, uh-huh. Les Elephant, Byron, alternativi. Byron, uitați-vă, da, bravo. După Zob. Care, Zob, dar ăștia sunt din partea de rock. Ah, okay. Avem și artiștii rock. Ah, okay. Roadkill Soda, uh-huh. Lost, că tot vreau de Lost. Păi mai avem artiști din zona clasică, cross-genre, Alexandra Bălănescu. Da, ce tare! Da, Răzvan Stoica, violonistul. Avem și artiști hip-hop, avem un parteneriat cu Okapi Sound. Da. Și suntem parteneri în toate release-urile lor, deci am acoperit puțin și zona de hip-hop. Grasu, Guess. Dacă vreți mai multe informații de pe Okapi, este un autopromo. Am avut un live video Secretele Industriei cu PR-ul Okapi Sound, Mihnea, și da, e foarte interesant să-l vedeți. Să vedeți pe canalul meu de YouTube. Căutați acolo Secretele Industriei Mihnea Okapi Sound. Așa? Deci și hip-hop. Și hip-hop. Și rock. Și rock. Și clasic. Și pop. Tot. Și dance. Pentru toată lumea. Da. Pentru toată lumea. Și mai nou, ceva mai nișat așa cu Damian and Brothers. Damian and Brothers, da. Avem foarte trei proiecte tare, foarte interesante cu el. Avem un proiect de jazz la Nai, The American Dream, pe care l-am făcut cu el. Avem un proiect acesta cu toți artiștii din industrie, The Gypsy Project, Change Smile, or Die, cu Andra, Smiley, cu Delia. Toți. Nu cred că am ratat vreun artist. Da, nu. I-am pus, crede-mă că i-am pus pe listă cu Damian, zis, ok, pe cine să nu ratăm. Și mai avem un proiect pe care îl facem cu el, Gypsy Cuban. Deci mergem și într-un alt genre. Gypsy cum? Gypsy Cuban. Nu știam asta. Gypsy Cuban, adică adică și muzică țigănească și cubaneză în același timp? Da, un lounge așa. E foarte, foarte interesant. O să dau să-l ascult, foarte interesant. Cu el participăm la Grammy-uri. Mai departe, da. Cu Damian avem planuri mari. Planuri mari, da, da, da. Și nu doar cu el. Suntem un creditor. Și apropo de ce spuneai tu de departamente, că suntem o echipă și îți povesteam și ce fac eu, nu sunt șefă, mă ocup. Ce faci tu? Ce în fac Universal eu? New Music. Business. New business. Ce înseamnă new business? New business înseamnă, bine, new business / brand partnerships, parteneriate cu branduri. Parteneriate cu branduri. Dar mie nu crezi cu tine. Da, mulțumesc, asta știu. Deci disclosure, Ana lucrează cu mine, o să mai povestim despre treaba asta când vorbim despre online. New business mie îmi sună, practic tu te ocupi cu chestiile noi care vin în casa de discuri, nu? Sau ce înseamnă new? New business înseamnă dezvoltarea canalelor de venituri pentru o companie. Ce înseamnă asta? Parteneriate noi, fie pe branduri, fie dezvoltare de proiecte în care implicăm artiștii și portofoliu, când e vorba de un brand, de o companie. Am avut primul proiect mare, nu eram în companie atunci, s-a ocupat șefa mea, a fost Orange Music. Ați imit Orange Music? Da, Orange Music, care a fost foarte Orange Music, Orange Young. A fost primul proiect, dacă te gândești la un new business, un parteneriat între content muzical, artiști, activități cu artiști și un brand. Când zici new business, dăm voie să facă prostul. Când zici new business, eu înțeleg acum că te referi la orice altceva decât vânzare de CD-uri și de muzică. Deci orice altceva. Orice altceva. Deci special projects, i-aș fi spus eu. Da, proiecte speciale e o parte, dar implică orice comunicare a muzicii care ajută brandul să-și atingă anumite obiective. Când zici new business, te gândești, ok, vezi o campanie cu Alina Eremia și brandul. Cum a ajuns Alina Eremia acolo? Dar cum a ajuns? S-a sunat brandul. Suna brandul, s-a existat un Florin Groza care a propus-o pe Alina Eremia. Sau Ana Eremia a fost la o nuntă la care a văzut-o brandul. Da, sunt diverse lucruri. Oarecum încercăm prin new business să facem aceste parteneriate între branduri, să căutăm să ajungă muzica artistului, nu doar prin canalele clasice, către consumator în sine. Și ne iese bine. Vezi, da, ați făcut cu Orange, din ce țin o minte, foarte mari. Cu Coca-Cola, Orange, foarte mare. Coca-Cola, BCR. La Mega Image am văzut Mega iar cu artiști internaționali, da, inclusiv. Da.
Da, noi am început cu artiști internaționali pentru că pe aceia aveam un portofoliu și am discutat că n-am avut un portofoliu mare. În 2006 până în 2012 am parteneriatul cu Orange, 6 ani, 3 ani cu 3 ani. S-a născut, dacă mai țin minte, conceptele acelea Orange la H2O. La mare? Da, la mare, da. Era Picu, după care i-au făcut Summerwell-ul. Mă rog, din perspectiva asta noi am adus oarecum, de fapt, dacă stai să te gândești, nu am reinventat sau nu am venit așa să facem acum, facem, avem partea asta de creative, însă aceste gen de parteneriate sunt în alte țări. Noi, practic, încercăm să implementăm local anumite parteneriate, venim cu pitch-uri către clienți, către branduri, primim brief-uri, exact ca o agenție. Dacă te gândești la departamentul... Deci departamentul vostru este ca o agenție în interiorul unei case de discuri. Exact. Suntem ceea ce ne auto-intitulăm Universal Music and Brands. Aha. Suntem o agenție care avem aceleași, să spunem, metode de creative pe care are orice altă agenție. Primim brief-uri de la clienți, încurajăm clienții să vină către noi cu brief-uri. Avem, însă, ce ne diferențiază pe noi, pentru că e o agenție, da, sunt atâtea pe piață, ce ne diferențiază pe noi de restul agențiilor este că avem propriile noastre tools-uri. Avem artiști, avem content, in-house tools, avem partea de creative, avem partea de dezvoltare de aplicații, dezvoltare de website-uri. Ca o agenție care e specializată în primul rând pe muzică. În primul rând pe muzică. Ca o agenție de publicitate. Uite, cineva a întrebat și cred că are relevanță la ce povesteai tu acum. Ce fel de contracte aveți voi cu artiștii voștri? Întreba cineva de aici. Adică sunt de licențiere, sunt contracte de-alea pe viață, de le luați și apartamentul și soția și copilul de acasă? Nu. Asta era întrebarea. Da. Sunt mai multe genuri de contracte care sunt pe piață. Sunt contracte și contracte. Contractul standard pe care o casă de discuri, evident, îl semnează cu un artist care este la debut, este un contract de 360 de grade. Contractul de 360 de grade este acel contract în care noi îl reprezentăm pe artist și în calitate de manager, reprezentăm și în cadrul negocierilor și discuțiilor pe partea de concerte. Partea de booking, exact. Acela este cel mai complex contract. Apoi sunt, în funcție de proiect, în funcție de artist, cât de ce notorietate are pe piață, cum este proiectul lui, avem de la distribuție digitală până la, cum ai spus, o licențiere sau... Deci tot, 360. Toți. 360 sunt pentru artiștii de debut, artiști cu care vedem într-adevăr un potențial foarte... Și practic luați... mult din ce fac, dar și dați mult, investiți exact, în ei. Exact. Ce are Universal în plus față de alte case discuri mari din România este și deal-ul ăsta cu câștigătorii talent show-uri de la televizor. The Voice. Voi aveți Vocea României, nu? Da, avem noi. No, voi, da. Practic, prin contract, la nivel internațional, din câte știu, Universal este partener. Partener. Da. Universal, la nivel global, în afară de Olanda, de altfel, suntem parteneri The Voice. The Voice este un proiect care vine din Olanda, prin Talpa, nu știu cât știu acest lucru. Noi suntem parteneri împreună cu Talpa la acest program, cum Sony este cu X-Factor, nu știu dacă Sony cu X-Factor, nu știam. Exact, Sony este cu X-Factor. Și practic sunteți, voi trebuie să luați câștigătorii sau cum e? Adică puteți să semnați și alți artiști din concurs? Da. Putem să semnăm și alți artiști din concurs, ne exercităm opțiune, este un contract standard pe care orice participant îl semnează. Uh-huh. Aceea este înțelegerea pe care o avem. Deci asta e un lucru, e un plus, adică ai câștigat Vocea României și ai și un contract cu o casă de discuri internațională. Da. Ceea ce e wow. Este și chiar suntem încântați, mai ales că vedem că sunt din ce mai tineri persoane care participă la Voce. Nu știu dacă observat. Tineri are 17 ani. Da. Ioana Ignat. Nu, erau și alții foarte, foarte, foarte tineri, dar n-au ajuns să câștige. Și îmi place că a ajuns, uite, suntem, România are 19 milioane după ultimul recensământ, suntem la 6-lea sezon. Sunt foarte mulți oameni talentați în România. Da.
Da, comparativ interesant, cu alte țări unde... Nu, sunt foarte optimistă pentru că stau să mă gândesc că sunt alte țări în care s-a, vocea s-a dus după al treilea, s-a da? După al treilea, de țări? Talente, da? Da. Okay. Știi, și la noi continuă și... Da. Gândește că e în paralel și la ProTV, în paralel sunt și România au talent. Da. Alte talente. Alte talente, da. Exact. E un pic da, suntem diferite. Un popor talentat și... Suntem, măcar atâta. Bine, sunt, știi că sunt discuții să intre și Romanian Idol și... Mamă, și unde deci, se ducă? La alte altă. Talente. Nu, la altă televiziune, la asta mă refer. Și alte talente, stai știi un pic, cum e. Am și eu rugăminte, ne aprindeți un pic lumina mai tare, că se plâng oamenii. Se poate? Că nu ne vedem. Nu, stați un pic. Uite, am două secunde, o tehnică. O tehnică. Ok, Florin m-a lăsat singură. Despre ce să vă mai povestesc? Despre ce să vă mai povestesc? Să mai răspundem la niște întrebări. Asta, bravo, mulțumesc! Uite, ce întrebări... Ia, ce mai zice? Uitam acum la întrebări. Uite, asta îmi place. Dă-mi un exemplu de proiect foarte original și reușit. Întreabă Mihai Schiau. Proiect când... Un proiect de artiști cu branduri pe care l-ați adus voi. Povestește-ne. Am făcut un proiect împreună cu cei de la BCR. Ei au fost o campanie pe carduri. Acum vine sau poate... BCR? Da, BCR. Când BCR a fost achiziționat de Erste. Au avut, știi că era Banca Comercială Românească, avea o imagine destul de prăfuită și au spus, băi, vrem un refresh la imagine. Au venit foarte frumos cu un brief, au trebuit să punem acolo foarte multe lucruri și au spus, ok, vrem un proiect pe carduri, o cu divizia de carduri, în care să ștergem puțin tot praful de bancă, să comunicăm și să ne creștem tranzacțiile la POS. Good! Super! Și să îmbinăm utilul cu plăcutul, spunem noi. Și atunci am avut o campanie care s-a numit Banking pe muzica ta. Banking pe muzica ta? Banking, da, Banking pe muzica ta. Am avut, la vremea respectivă nu am avut mulți artiști locali. Cei care au făcut parte din proiect au fost Deep Central. Dar le-am folosit pe... Am avut mai mulți artiști internaționali care au comunicat întreaga campanie. Practic, ce trebuia să faci era să ai o tranzacție la un POS BCR sau un card BCR. Iar pe hârtiuța aceea știi că îți oferă bonul acela de card, bă, că ai ultimele patru cifre din tranzacție pe un website foarte frumos. Așa și descărcai muzică, nu? Și descărcai muzică. Deci, practic, era un fel de valoare adăugată. Intrai în tobolă și comunicarea au avut, cei de la BCR au dus o comunicare la tele, aveai la un moment dat, vedeai Metallica, Bank, Sting, am avut niște cut-out-uri mari. De proiectul ăsta cu BCR. Da, l-am făcut împreună cu toată echipa. Nu, e clar asta. Vreau să vă zic încă o dată. Ce am mai spus? Oamenii ăștia pe care îi aduc în general nu apar în interviuri pentru că ori presa nu e interesată de oamenii din spatele vedetelor, ori pur și simplu sunt foarte, foarte modești. Cu siguranță, deci pornind din start de la ideea că ei ar trebui să-i trag de limbă să zică tot. Și că sunt echipe, sigur că Ana echipă. A făcut totul, sigur, da? Nu pot să aduc toate echipele, așa că îi aduc pe rând. Uite, un alt proiect interesant de care sunt mândră că a ieșit, a fost cu Coca-Cola. Da. Am început cu ei o campanie cu Spune-i cu un cântec. Da, foarte fain. Nu vrei să știi, până am ales cântecele, până am pus versurile pe sticle, până stai că nu trebuie să fie un vers care... La fel, pe un brief dat de Coca-Cola, foarte frumoasă colaborarea, după care am mai avut-o cu ei, am făcut concertul Rickster. Nu știu dacă ai fost la sala polivalentă. N-am făcut asta. Am avut un showcase cu Rickster. A venit echipa Coca-Cola pe care o salut, sunt super fetele de acolo, cu un brief, trebuie să căutăm un artist care să fie așa și să fie așa și să fie așa și apucă-te și din 3500 de artiști cât are Universal, dă-i și taie stânga, taie dreapta până să ajungem să se fituiască artistul cu profil. Să se potrivească, da. Că se uită și părinții mei la asta, să vorbim limba română. Să se fituiască și, mă rog, am ajuns să avem... 2015, da? Sala polivalentă cu Coca-Cola. Coca-Cola showcase, da. Dar știi că eu sunt artist. Știi, eu sună foarte bine, brandurile fac drag, casa de discuri face drege. Zi-mi din lucrurile astea, artiștii au de câștigat? Da. Ce au de câștigat artiștii din aceste deal-uri cu branduri pe care le faceți voi? Odată este partea financiară, știi că fiecare artist zice, dar mie ce mi iese de la asta. Absolut normal, e munca lor și brandul lor. Este partea financiară și la ce ne interesează pe noi și case de discuri și cred că ar trebui să intereseze și pe artist. Este expunerea pe care îți oferă practic și brandul în sine. Este acel cross-promo de promovare. Câteodată se întâmplă ca artistul să aibă un awareness mai mare ca brandul
Și atunci discutăm partea financiară. Da. Chiar artist român? Chiar artist român. Mai mare decât brandul. Da, ok. Discutăm de brandul care sunt la început, pe care le... Știi și tu că își lucrez cu ei și vin cu propuneri și își doresc să aibă acei artiști de top care să-i promoveze mai departe. Când încă nu sunt pe piață, nu și-au creat un awareness. Deci, paranteză, refuzați și deal-uri și brand-uri care vin la voi cu idei? Da. Okay. Trebuie oarecum să fim... Selectiv. Trebuie să fii cu oarecum... Știi, și trebuie să fii cu picioarele pe pământ când vii cu cerințe. Se întâmplă să nu se potrivească, plus că noi de fiecare dată când acceptăm o campanie cu un brand, ne uităm foarte clar, ok, ce este brandul ăsta, se potrivește cu artistul respectiv, unde este artistul respectiv, mai are alte deal-uri cu alte branduri, e o întreagă analiză în spate pe care o facem. Artistul are voie să refuze? Da. Prin contract. Că știi cum e, artistul e teamă, semnează un contract cu o casă de discuri mare, cum sunteți voi, mai e și 360, deci practic el nu are nimic al lui, toate sunt delegate, să zicem. Nu, e un lucru pe care trebuie să înțelegi, acel contract pe care artistul, din perspectiva noastră, acum vorbesc din perspectiva casei de discuri, pe care îl semnează, este un cazul, nu e cu scopul de a merge tot timpul pe litera contractului, este când noi nu o să ne înțelegem ce facem în situații în care suntem la un impas, păi ce scrie în contract. Dar noi considerăm că avem, știi, teamwork, acel teamwork pe care îl facem cu artistul. Suntem o echipă, totul e o discuție între noi și artist. Cum ar fi să facem? Și că de foarte multe ori tu îmi scrii, uite, am campania asta, vreau asta, și zic, super, frână două secunde, lasă-mă să vorbesc cu artistul, să văd că e ok, pentru că nu suntem noi cei care trebuie să prezentăm produsul, nu suntem noi cei care facem postarea. Până la urmă artistul e... Nu suntem noi care ne luăm bumerangele în cazul în care nu e ok. Da. Este artistul, e imaginea artistului și oarecum trebuie să ne asumăm că nu e ok să spunem da la tot, pentru că totuși construim, pentru fiecare artist construim și fiecare decizie pe care o luăm trebuie să fie 100% asumată, atât de noi cât și de artist. Nu am acceptat un deal, dar artistul, băi, n-am fost de acord. Dar nu te oftici tu ca Ana Diaconu, business, așa, să te duci la artist? Știi că o să-i facă bine, faci niște bănuți care sună bine și pentru tine ca label și îți zice nu, cum faci? Cum te înțelegi? Adică ce faci? Zici, hai să dormim și ne mai auzim mâine dimineață? Da, tot timpul. Nu, tot timpul. Depinde. Sunt situații și situații. Uite, am avut chiar cu un artist internațional o propunere și nu s-a dat curs propunerii pentru că artistul era de altă credință, respect cu produsul respectiv. Au zis, bă, eu comunic altceva și nu pot. Și am zis, ok, fair enough, deși erau bani frumușei. Paranteză, ai zis un artist internațional, te referi la un artist străin. Un artist străin. Și cu cine ai vorbit în cazul respectiv? Cu managerul? Cu managerul. În cazuri locale încercăm prin toate metodele să stăm la masă cu artist, să vedem, ok, care sunt pro, contra. De ce consider tu chestia asta? De ce considerăm noi? Care sunt avantajele în cazul în care ai face? Ce ți-aduce? Și în primul rând gândește că noi discutăm cu artist ce spunem noi. Noi pentru tine în 2016 sau 2017 vrem să facem, să parcurgem următorii pași. Vrem să te aducem pe tine din punctul A în punctul B. Considerăm că asemenea asociere de imagine, asemenea comunicare te ajută. Și până la urmă, știi cum e, dragostea cu cursa nu se poate. Apropo, bine că ai zis asta, pentru că întreabă Cristin Tomeci așa, în cadrul contractelor dumneavoastră, cred că se referă la tine, ce clauze de reziliere pentru artiști există în cazul în care sunt nemulțumiți? Respect aceste clauze legile europene? Da, suntem în lume. Răspunsul este da. Dar, respectă. Uite, am avut... Ce faci când e un artist atât de nemulțumit că nu mai vrea să audă de voi? Păi și atunci, de ce există contract? Adică cum îl ții? Ai contract? Contract, fie atent. Contractul sau maniera în care discutam și vedeam chestia asta, ok, se întâmplă să avem un deal. Acel contract se referă ce se întâmplă când avem un deal. Fiecare cât ia, cum ia. Sunt niște... Da, să zic că e un nume mare și nu vrei să-l pierzi. E un nume mare, nu vreau să-l pierd și el vrea să mă piardă, cum ar veni. Și el vrea să plece. S-a întâmplat acest lucru. Renegociați contractul? Oricum stai la masa negocierilor, discuți. Și nu am avut până acum, nu mi s-a întâmplat ca un artist și suntem de atâta timp să plece.
Au mai plecat artiștii la voi. Au mai nu poți să spui că, că, nu, 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 că dar mă n-a plecat nimeni de la Universal. Nu, 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 mă refer la ce spuneai tu, că un artist atât de mare încât, să zici, bon, e motorul companiei, ce fac, știi, îmi plac. Nu, am stat, am discutat, evident, când ne-am dat seama, măi, nu e o relație, nici n-ai cum, trebuie să, oamenii trebuie să înțeleagă, este o, o chimie pe care artistul trebuie să aibă cu echipa lui, cu casa de discuri, nu e, it's business, but at the end, da, este și muncă, dacă eu... Și relație personală, umană. Nu lucrăm cu produse. De mâine punga de chips nu mai dorește să... Nu, nu ai da, cum. Da, da, da. Trebuie e să tot ai un o om, relație foarte strânsă cu, cu artistul respectiv. Trebuie să, să construiești cu el. Când tu nu mai ai cu cine să construiești, ce faci? Știi? Adică, ok, zici ok, du-te pe... E ca la orice relație de cuplu. Da. Că dacă vine soțul acasă și zice, măi, nu te mai iubesc. E ca la orice relație de cuplu, dar sunt foarte mulți bani implicați și ego-uri foarte mari, că artiștii sunt... Și căsnicie sunt... Fii atentă, că ce-mi place mie foarte mult la aceste interviuri este că am reușit să adun niște oameni care sunt pasionați de industrie muzicală, care vor să afle lucruri și care e greu să le afle, de unde să le afle. Adică pot să citească cărți și abia aștept să ne arăți niște cărți scrise în literatură internațională, dar pentru România lucrurile sunt un pic diferite și un pic localizate. Adică tot de la voi, profesioniștii din industrie, află. Stai că ia să era o introducere. Așa, zi. Unul dintre artiștii ăștia e Mihaela Georgia, MG, care este repăriță. Da? Și zice așa, spuneai că aveți colaborări inclusiv cu artiști debutanți. Așa. Care sunt criteriile de selecție ale unui artist mic, care nu e mare pe piață? Nici n-a câștigat Vocea României. Gândește-te acum pe cine ați semnat și era un artist poate la început de drum. De ce l-ați semnat? De ce l-ai semnat? Uite, sunt două maniere prin care pot să se întâmple chestia asta. Se întâmplă în varianta 1. Artistul respectiv ajunge la un producător care deja colaborează. Adică un compozitor. Un compozitor. Case de producție sunt. Și vine producătorul și zice, păi, uite, am un artist nou, am lucrat cu el la o piesă. Hei, am o piesă nouă, probabil că știi despre cine vorbesc. Uite, e super mișto artistul. Avem și noi o piesă. Avem și noi o piesă. Deci, sunt câțiva producători pe piață, majoritatea știu care ajung și se întâmplă chestia asta și ajung, piesa lor ajunge la noi, fie printr-o colaborare. Deci asta e un primul caz în care, practic, un compozitor mare recomandă acest artist. Cu siguranță, dacă și totuși ai mai multă încredere că e un totuși l-a ales din mulți. Dacă l-a ales Moga sau Smiley. Exact, sau... dacă ajunge pe țeavă Moga, Smiley, că Zivo și sunt Quantum sau așa mai departe, sau la niște endari care mai lucrăm noi, atunci da, băi, stai puțin, mi-a trimis piesa, hai ce perea, hai să ascultăm. Și varianta 2, în care se întâmplă de foarte multe ori să fim sunați direct de colegii mei, uite, am o piesă, ăsta este videoclipul, ăsta este pachetul ăsta, doresc o distribuție. Se întâmplă chestia asta și cu... Doresc o distribuție înseamnă că, practic, ar fi un contract doar de licențiere? Exact. Ok, adică ăsta ar fi ca un prim pas. Dacă merge bine, poate să mergi gara. Venim cu o propunere... Da, e o bombă care spune asta. Venim și cu o propunere în funcție de cum merge proiectul. Da, deci asta ar fi o primă sugestie. Bun. Acceptăm demuri, știu că mă uitam la... Acceptați demuri? Acceptăm demuri. Mă uitam la un interviu al tău pe care l-ai avut cu colegul meu, Marian Soci. Da, Kid Music, altă ca să-i discut mare în România. Da. Și l-ai întrebat, se mai acceptă demuri pe, nu mai spune ce, gen muzical, lișat și era? Nu. La noi ajung o grămadă de demo, da, într-adevăr. E într-adevăr o chestie care vă diferențiază de alte case de discuri din România. Faptul că aveți foarte, foarte multe stiluri muzicale, ceea ce pentru mine e și un semn că nu doar că sunteți deschiși, vă și pricepeți să-i promovați. Pentru că eu, de exemplu, nu m-aș băga să promovez sau să dezvolt un artist rock, pentru că nu știu și atunci nu mă bag. Dar voi vă băgați probabil pentru că vă pricepeți. Știi care e chestia foarte mișto în echipa noastră? Nu vreau să-mi lau colegii, dar chiar trebuie. Sunt super pasionat de muzică. Deci trebuie să ai o pasiune, trebuie să vrei, suntem... Știi, câteodată, știu că vorbeam cu Marius, colegul meu, era așa cam, băi, ce să fac cu artiștii mei, cu el, că uite, că e greu cu ei pe radio, că nu mai e gherila și ta-na-na, dar uite, că nu vor să... Și oarecum ajungi să fii puțin debusolat, uite că în afară ei ar face și ar fi... Corect, se întâmplă lucruri cu ei.
dar nu au number one ăla, și toată lumea au number one în Media Forest, number two, nu știi? Dar, pe de altă parte, facem lucruri pe care ne dorim foarte mult, sunt și pasionați de genul respectiv, dacă mai spus tu, băi, asculți Roadkill Soda, asculți un los. Nu, sunt oameni care sunt pasionați de genul acela muzical. E bine că ați adunat, adică ați adunat oameni diversi, da, din stiluri diferite și de bună calitate. Din câte știu eu, sunt oameni care sunt de ani de zile la voi. Da. Nu, vin oameni în plus, dar nu prea pleacă oamenii de la voi. Ca angajat, nu. Sau dacă pleacă, se întorc. Dacă pleacă, se întorc. Damian Drăghici se uită la noi și zice așa, să nu roșești, este un profesionist desăvârșit și un om extraordinar. Hello, Damian, te distra la filmare, am auzit. Am filmat clip cu Damian, o să iasă duminică, știi că-ți povesteam că a fost Marius. Zim, deci Damian and brother. O să lanseze clip. Featuring Smiley. Da, domnișoară cu starring Alice Peneacu, îi mulțumim mult de tot că a acceptat să participe la videoclip. Am înțeles că s-au distrat. Nu, Popa, Bobo, Actimel, bravo! Ce? Bravo! Ce? Cine e Bobo? Bobo este colegul meu de la Digital. Este the person who is creating amazing things for human persons. Așa scrie pe cartea lui de vizită. Deci, tată, Bobo este un tip care face lucruri incredibile. Da. E cel care ne face nouă... Vine cu idei, propuneri de landing page-uri pentru campanii de marketing. Zim Bobo, colegul tău, care-i treaba cu Actimel? Cu Actimel, am avut o campanie, uite, mersi Bobo, am uitat de ea, mi-a ieșit din cap de ce campaniile care sunt mândră. Am avut cu Actimel campania Stay Strong împreună cu The Kryptonite Sparks. Kryptonite Sparks sunt niște artiști indie. Da, la început de drum, să zicem. La început de drum, da, alternativ, ne-au fost recomandați de către Adi Despot. De la Vița de Vie. De la Vița de Vie, da. Interesant. El a venit cu... E, apoi Răzvan, solistul trupei, a fost internul nostru. A fost la internship la voi? A fost la internship la noi. Răzvan Diaconu, nu suntem frați, n-a fost pe nepotisme. Așa. Și a fost colegul lui Bobo, Răzvan. Au stat în același birou. Și sunt niște copii extraordinar de talentați. Și am avut un brief de la Actimel și au dorit o nouă trupă pentru campania lor Stay Strong. Au trebuit să facă niște piese care să te ajute să treci peste anumite momente critice. Cum am fost eu în trafic astăzi, de exemplu. Exact, chiar să urmărești o piesă mișto. În trafic. Eu știu. Da. Tu știi proiectul. Tu povestește și eu găsesc proiectul. Și am lucrat împreună cu ei și cu Luiza de la Yellow. Și a fost primul proiect cu artiști care nu sunt pe radio. Number one în topuri să dorească. Îi mulțumesc și lui Alexandru de la Actimel că ne-a dat șansa asta să arătăm pe acești copii super talentați. Am filmat cu Anthony, cu Agu, două zile la rând. A fost extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult acest proiect pentru că, dacă îmi dai voie, te rog. A arătat un brand care e curajos. Adică a fost deschis să iau, practic să inventeze o trupă. Că exact. Practic asta au inventat o trupă, chit că trupa exista, așa se numește. Dar noi știm, noi am venit cu propunerea către ei și ei au spus, ne dorim niște tineri talentați, nu neapărat, superstaruri. Dorim niște voci, niște tineri frumoși, niște tineri care să arate... să le arate talentul. Am făcut un mix între Yellow cu Kryptonite Sparks și vedeți contentul pe contul Actimel și pe Facebook. Acolo, da. Și da, este unul dintre proiectele care suntem mândri cu toții, pentru că a ieșit foarte, foarte bine și cei de la Actimel sunt încântați. Mai întreabă cineva, dar nu mai știu cine, dar am reținut treaba asta. Mai există internship-uri deschise la voi la Universal Music? Da. Știu chiar... am fost la un workshop de al tău și am discutat de chestia asta și le-am pus. Sunt pentru departamentul de digital, pentru departamentul de booking și de ce nu și pentru departamentul de marketing. Universal este o casă de studiu care este anytime deschisă pentru intern. Am avut multe programe de internship. Răzvan de la Cristalita a fost la internship. Colega mea de la New Business, Iulia, a fost la internship. Avem Emanuel Diaconu, cred că a fost primul meu intern. Așa. Diana Ciobotea, care acum e la Famous Production și a făcut internship-ul la noi. Diana a fost la voi? Diana a fost la noi la pe internship. Da. Diana de la Famous? Acum 4 ani. Nu, cam așa, da. A fost interna Oanei.
Colega mea de la marketing a făcut internship la marketing. Deci trimiteți CV-ul, trimiteți ce aveți, vă așteptăm. Încercăm pe cât se poate să avem o permanență, măcar doi interni. Pentru că avem multă muncă și cu MediaPro și pe diverse departamente. Acum ne... Avem multă muncă, avem ce-mi place muncă. Asta. Da, e mult de muncă la casa de discuri. Așa, am mai scris și acolo în status ca să știe lumea despre ce vorbim și cine suntem. Cum aplicăm pentru internship, te întreabă cineva? Păi există varianta să trimiteți CV-ul vostru pe pagina noastră de Facebook, Universal Music România sau pe Media Pro Music, le administrăm, gestionăm pe amândouă. Și există varianta să le trimiteți pe office@rondumusic.ro. Este mailul. Am răspuns. Mailul nostru. Perfect. Întrebări mai vin, dar am și eu întrebările mele. Care e diferența, pentru că lucrați cu foarte mulți artiști și m-am uitat acolo, sunt vreo 60 numai din România, artiști și trupe, din stiluri diferite. Care e diferența între artiștii de mare, mare succes, Andra, Alina Eremia, Dorian Popa, și cei nișați, cei din underground? Care e, din punctul de vedere ca profesionist dintr-o casă de discuri, diferența între artiștii care sunt în underground și cei care sunt foarte, foarte vizibili și de foarte mare succes? Mi-închipui că talentați sunt toți, dar de ce unii își doresc sau nu, dar sunt în underground și unii sunt de foarte, foarte mare succes? Crezi că există vreo diferență? Sau exact cum ai menționat și tu, consider că toți artiștii sunt talentați. Este o manieră de consum în masă, ce își dorește publicul, cum a ajuns acolo, este să fii la momentul potrivit, în locul potrivit. De foarte multe ori contează extraordinar de mult să ai piesa respectivă care să te aducă pe radiouri, să te menții acolo. Și cum văd eu lucru, știi, nu văd artiștii de sunt artiști de underground care au un succes extraordinar. Așa este, da. Vei fi surprins de câți fani au, vei fi surprins de câți fani care plătesc bilete, care le cumpără. Deci, practic, underground-ul, cum îl definești? Că nu se aude la radio comercial, da. Să zicem, asta e diferența. Da, da. Deși sunt și trupe... Deși au aceleași, crede-mă, că au aceeași seriozitate, au fani înfocați, pentru că sunt mai greu. Exact. Sunt mai puțin tangibili, îi vezi mai rar, sunt scumpi la vedere. Da, da. Și atunci oamenii se duc la concertele lor, le cumpără muzica, de peste tot cum ajung. Și părerea mea, cumva, cred că o și apreciază mai mult. Deci e și o piață pentru underground. Nu toată lumea trebuie să fie pe ZU și pe Pro FM și pe 21. Noi pe avem artiști care nu sunt pe ZU, pe Kiss, pe Pro FM și așa mai departe și nu. Și fac treaba. Dar uite, pe exemplu, ce am parteneriat cu Nice Parks. Dar, din punctul tău de vedere, ca new business development, brandurile în general vor să lucreze cu vedete care sunt foarte, foarte vizibile, nu? În afară de acest da, caz care da, totuși da, e un pic excepție altimel. E da și noi, uite, am avut parteneriat cu Oral B și Liviu Todorescu. Da. Un artist a fost pe radio, va mai fi pe radio cu siguranță. Și continuă de bea cum începem într-o să spui că e underground. Nu, dar apropo de artiști mari, da? Acei superstaruri, da? Și artiști care vin din spate. Deci e loc și de artiști noi. Artiști noi, artiști care nu au milioane de fani, milioane de miliarde de view-uri sau mai știu ce. Sunt noua generație. Se întâmplă încet, brandurile încep să câștige curaj. Plus că și-au dat seama că okay, au artistul, dar au și specialiștii de lângă artiști care se asigură să se implementeze cum trebuie anumite lucruri. Da. Adică, oarecum iau un pachet, știi? Exact cum iau ăștia tine, ok, fac campania sugestiile tale, Florin, dar știi, de fapt, eu vreau ca tu să fii acolo să implementezi cum trebuie lucrurile alea, știi? Există cazuri în care un brand zice, nu vreau ca acel artist pentru că e prea comercial? Există, nu? Adică există și prea nu, mult. Nu vreau, da, există, nu prea vreau să utilizez ars, acea imagine că e... Este peste tot. Este peste tot și am înțeles. Și atunci mi se diluează mesajul pe care vreau să-l comunic în legătură cu acel produsul meu. Sau mai sunt? De asta existăm noi, să facem un echilibru. Aha. Să spunem ok, ce vrei tu să comunici?
brandule, despre ce este vorba în povestea ta, că uite, se potrivește cu povestea acestui artist și merge bine. Dar, da, ni s-au întâmplat să vină brandul să spună, mă, altceva aveți? Mai aveți ceva? Alte sugestii? Să avem așa o plajă mai mare de a lua, de a lua decizii? Bun. Mai aveam întrebări. Zi-mi așa un pic. Mie de la voi, îmi place foarte mult Nicole Sherry. Da. Deci... Bun, am 18 ani. Da, la mulți ani Nicole Sherry. La mulți ani Nicole Sherry. Nicole Sherry s-a lansat în 2012 sau 2013, cam așa. Cu Memories. Zi-mi un pic, pentru 2017, ce artiști de la Universal Music sau poate nu, ce, dăm măcar două nume pe care tu pariezi că vor fi mari în 2017. Mari unde, mă, nu știu ce înseamnă. Mari. Pariez pe Liviu. Da. Consider că ce se întâmplă acum pe muzică, muzica românească, avem nevoie de băieți. Nu știu dacă ai observat. Nu știu dacă ai observat. Tu ești fată, tu știi. Da. Nu știu dacă ai observat, mai nu prea sunt ultimul artist așa care a exploatat, a fost Mihail. Da. Revelație din fost între. Dar în rest, când e vorba de artiști pop, nu prea avem. Dăm câteva exemple acum, că suntem din aceeași industrie. Boys band. Shot, Maxim, știi? Adică, da. Mi se pare că e loc de boys band-uri în România, da, imens. Și de girls band. Dar știi care e treaba, că boys band-urile chiar vând. Mereu au vândut boys band. Eu cred că și fetițe. Și fetele, dar sincer să fiu, știi, dacă te uiți, și am făcut exercițiul ăsta, research-ul ăsta, micro research, cele mai multe albume în Nielsen din istorie, pe locul întâi sunt trupe de băieți. Backstreet Boys, NSYNC, știi? Adică ăștia sunt, după aia vin băieții solo, după aia vin fetele solo, după aia vin trupele de fete și undeva foarte departe trupele mixte, cum ar fi ABBA sau... Deci că au fost o fel de discuții că era boys band-urile au trecut. Nu, mă, cum adică? Nu e adevărat. Ne place, nu mie neapărat, și mie. Nu, ne place să vedem. ne place să vedem băieți mulți. Și fete multe. Da, știu, deci aș paria pe Liviu Teodorescu, Liviu Nicol. Nicole Sherry în continuare. Nicole Sherry, da. Pentru că se dezvoltă, oarecum publicul trebuie să înțeleagă că orice artist, știi cum te dezvolți din midă, fluture, de cât mai frumos, începi să crești, te dezvolți, te descoperi, schimbi stilul, sau nu, poate de meserie. Uite, Genius s-a dezvoltat până nu s-a mai dezvoltat și a murit. Genius. Erau alte vremuri, dacă ai idee. Nu era vorba de vremuri, cred că... Știi că noi avem, când facem un plan de marketing, dar nu există life of a project, viața unui proiect. Care e viața unui proiect? Vreau să fac o paranteză, că când m-am dus cu trupa Haikyuu la prima noastră casă de discuri în 1999, șeful casă de discuri a zis așa, da, o să, probabil, în 2-3 ani, că cam atât țin o trupă, știi? Și au durat 18. Dar la proiecte ne gândim dacă e album sau trupe sau unui artist. Uite, gândește la Madonna. Nu pot să mă gândesc la Madonna, că e chiar o excepție. Loredana. E o excepție. Nu cred că este o excepție. Andra. Gândește traseul ei, evoluția ei ca artist, da? Andra, unde era un început, atunci o întrebare foarte bună pentru te dezvolți ca artist, pentru artiștii care se uită la noi, fii atent, George Vora, Carina, Carina, managerul trupei Vama. Bună, Carina. Felicitări pentru Teodora. Așa, și așa mai departe. Ce se întâmplă cu unele trupe și cu unii artiști care la un moment dat, după un succes mare, dispar de pe piață? Știi ce spun artiștii ceilalți? Așa. Nu mai sunt promovați. Care, de ce un artist care a dat lovitura boom mare, într-un an, doi, la un dat dispare și nu ajunge să fie ca Andra sau ca Loredana? S-ar putea să... Ok, o să fac perspectiva mea pe care o văd. Se întâmplă de foarte multe ori să ai un boom cu o piesă și să zici, pa, am scos, nu? Am scos. Ce trebuie să mai fac? Care? Și îți pierzi puțin focusul din, păi, ce vreau eu într-un final să ajung? Ce vreau eu să devin ca artist? Nu înseamnă doar o piesă. Nu înseamnă că dacă piesa mea e... Atunci, de-abia atunci... Începe treaba. Începe, într-adevăr, munca. Sunt foarte mulți artiști care sunt one hit wonder și nu vorbim de ei. Dacă privești asta, mi-a intrat piesa pe radio, am concerte, sunt bine și îți pierzi focusul
să realizezi, băi, trebuie să vină următoarea piesă, trebuie să se întâmple chestia asta. Eu, ok, poate că nu am o creativitate, poate că nu vin piesele, poate că nu găsești ceea ce mi se potrivește mie momentan. Cum mă duc eu ca artist în altă direcție? Că până la urmă ți-asumi, ești persoană publică, trebuie să fie acolo. Nu merge pe muzică, dar sunt creativ, sunt artist. Poate că merge pe altceva, poate că mă apuc de videoclipuri, poate că mă apuc de blogging, poate mă apuc de vlogging, poate mă apuc să mă regizat videoclipuri de actorie. Care să-mi țină într-o această creativitate. Piesa respectivă va ajunge într-un final. Din ok, nu e prima. Ok, nu reușești cu prima piesă, nu reușești cu a doua, cu a treia, cu a cincea. Ești artist, dorești să faci chestia asta, îți asumi de foarte multe ori și orice om care muncește nu reușește de prima proiect. Câte prezentări dăm noi către brand-uri, câte pitch-uri, la câte pitch-uri participăm, câte pitch-uri. Este brand-ul, nu vrea cu noi, s-au întâmplat pe același lucru și pentru artist. Am trimis piesa aia, nu mi-a acceptat o casă de discuri. M-am dus acolo, n-au spus. Și mulți se lasă bătuți. Deci, sunt foarte multe e-mail-uri în care am făcut o piesă atât de bună și uite, n-a intrat, gata, m-am... Echipeți cum suntem noi cu prezentările. Mama, am lucrat la prezentarea aia 3 zile, frate, am făcut cea mai mișto pitch, am fost atât de creativ și brand-ul n-a luat campania mea. Da, dar nu am luat-o pentru că nu a fost bună. Nimeni nu spune, băi, piesa ta nu e bună. Piesa ta nu se potrivește. Și astea sunt răspunsuri de la radio, care și pe noi, într-adevăr, câteodată ne spune. Piesa este corectă, este bună, dar chiar ajung să cred cumva că da, așa este. Bun, e bună, dar poate că nu se potrivește cu momentul. E momentul și locul de foarte multe ori, multe circunstanțe. Și nu zic, eu pe niciun artist, știi că vine artist și spun, bă, dar nu este, mi s-a spus, nu vă place piesa asta, nu vă place piesa asta. Nu vă descurajați, e jobul vostru de artist să creați muzică, să vă duceți în studiouri, să veniți cu piese. Și să prestați acolo pentru unii, pentru fanii voștri, în primul rând că faceți pentru voi. Pentru voi faceți acele piese, e cariera voastră, pentru ea munciți. Și noi, după că venim și vă ajutăm, dar da, ești artist. Asta e baza. Am citit, de ani de zile citesc aceste articole care se repetă de multe ori și anume cu faptul că după zeci de ani în care casele de discuri au condus industria muzicală, acum că a apărut internetul și social media și YouTube și așa mai departe, casele de discuri vor muri. Ce aduce o casă de discuri în plus unui artist care are canale de YouTube, are Facebook, are bloguri, are relații poate directe cu ziariștii și cu bloggerii, cu presa în general, poate să vândă direct, poate să se promoveze, poate să cumpere Facebook Ads sau Google Ads, adică să-și facă și publicitate. De ce mai e nevoie de o casă de discuri în 2017? Uite, sunt păreri împărțite. Părerea ta vreau să știu. Părerea mea, am avut noi o discuție, că ți-auce aminte la un Starbucks la promenadă. Da, nu era live. Să-ți aduc aminte de ceva, care discutam de cum erau înainte artiștii, știi, care se duceau și făceau totul singur. Da. Totul singur. Se duceau înainte ca o casă de discuri să-i semneze sau să ia în considerare, se duceau frumos și scrisoarea era: am vândut 3 turnee, am vândut 10.000 de CD-uri, am 7 videoclipuri, ăsta e canalul meu, asta e baza mea de date de fani. Și venea ca să-i spui, ziceau, păi, wow, dacă nu era descoperit de un HR scout, ziceau, bă, adică de un manager, atenție. Da, un manager. Un fel de manager. Ziceau, bă, este extraordinar, hai să semnăm artistul ăsta, hai să investim mai mult. Și acum spui tu, băi, dar ea... peste tot, acum poți să faci tu totul singur. Da. Și încă o întrebare, dacă tot am atâtea clipuri, atâtea abonare, gata, sunt șmeche, nu mai am nevoie de casă de discuri. De ce aș avea nevoie de casă de discuri? Noi venim cu un know-how pe care tu individual nu poți să-l ai. Vii cu o echipă, da, poți să ți-o construiești, corect. Dar casa de discuri astăzi nu mai este casa de discuri care a fost atunci când artistul muncea de unul singur. Casa de discuri a devenit o agenție de impresariere, de management, de dezvoltare ca artist, tu ai o echipă care te ajută, exact ce povesteam, să ajungi în tube, să te dezvolți pe tine ca brand, să-ți alegi mai bine parteneriatele cu branduri, să ai o altă viziune asupra carierei tale, contentului tău. Tu poți să fii un singur, să zici, eu știu tot, într-adevăr, tu știi ce e mai bine pentru tine, corect, dar e bine să ai și sfătuitori, mare președintele, o echipă. Da, consilier. Consilier. Dar noi nu-s cam ambițioase
promisiunile astea din partea unei case discurs să fie și aia, și aia, și aia, și aia. Adică, să fie, adică sunt departamente, noi ne dezvoltăm, nu știu dacă citeam de curmi, au trimis colegii, Universal, vorbesc acum de Universal, are departamente cam în toate direcțiile, agenții de la, de agenție de booking, agenție de brand partnerships, adică de brands, concerte, după aia de branduri, exact, de branduri, de publicitate, agenție de promovare, agenție de PR pentru artiști. Casa de discurs a dezvoltat tocmai ca să poată să furnizeze către artist tot ceea ce spui tu, însă de o manieră foarte organizată, foarte ordonată și oarecum coerentă, știi? Am întâlnit mulți artiști care fac singuri și spun că e haotic. E haotic, corect, dar e creativ, poate. Poate o casă de discuri poate... Asta e întrebarea. Poate o casă de discuri să strice magia pe care un artist a creat-o singur? S-o strice, da, prin prea multă organizare, prin prea mult... Nu. Tocmai pentru că în momentul în care vine oarecum o casă de discuri care îți face o anumită ordine, te lasă pe tine artist să ai toată creativitatea de care ai nevoie. Pentru că știi că zicea și Flăduțu, jobul artistului e să facă muzică și să fie în studio. După, iar casa de discuri, manager... Asta, teoretic vorbind, dar știi că mulți critică label-urile, casele de discuri, că sunt foarte rigide, pe de-o parte, în sensul că nu se mișcă atât de repede pe cât ai mișcat tu cu soțul, soția, prietenii care sunt în gașca ta acolo, în echipa ta, și doi, că impun lucruri. Adică să duci un artist care ar vrea să cânte și cântă rock și casa de discuri zice nu, că te bag eu pe Zoo și pe Kiss, fă nu știu ce, și practic e un compromis. Nu știu de acele case de discuri, noi n-am avut case. Nu, dar chiar așa este. Adică, dar se mișcă o casă de discuri destul de repede în lumea în care trăim pentru a face față. Hai să spunem că o casă de discuri se mișcă exact cum trebuie să se miște, pentru că să nu uităm, at the end of the day, e business. La sfârșitul zilei totul e afacere. Exact, este o afacere. La sfârșitul zilei acele cifre cumva trebuie să se pupe. Adică faci ceva de art, de dragul artei, dar trebuie să dea bine și cifre. Și dacă anumite mișcări nu sunt făcute pe instinct, multe sunt. Că e piesa, că vrei artistul respectiv, este vorba de instinct. Dar anumite mișcări sunt calculate la noi poate mai mult decât o mișcare pe care o face prietenul, iubita, mama și soțul din punct de vedere instinctual că o fac. Da. Și atunci, da, noi ne luăm anumite riscuri, le calculăm, ne gândim, măi, mai bine, nu e mai bine, da, pentru că trebuie să se reasă asta și în bani, sfârșitul zilei. Mihai Schiau ne recomandă o carte, Stars of 19th Dance Pop Hitmakers Discuss Their Careers. Wow. Ne-a dat acolo un link pe care poți să... îl văd și eu. Deci, practic, sunt niște interviuri cu cei mai mari artiști dance din 90. Și apropo de asta, zine niște cărți pe care le-ai adus. Am venit cu niște cărți după mine. Da, da. Eu când m-am angajat la Universal... Cum ai ajuns la Universal? Ce erai înainte de a fi într-o casă de discuri? Deci erai, nu aveai nicio treabă, doar că pasionată de muzică. Știam playlist-ul, cred că Kiss sau Zoo, mai știu, știam piese. Și am ascultat lungă perioadă de timp Iron Maiden, fratele meu fiind fan Iron Maiden. Și am venit la Universal, am plăsut-o pe Ioana, pe șefa mea. Și am zis, băi, cum vrei tu, căuta și job. Am zis, ok, banking, da, până când. Și am plăsut-o într-un cerc de prieteni și mi-a zis, ce părere avea dacă ai venit să lucrezi la Universal? Și zic, ok. Și m-am dus, am făcut parte din departamentul de marketing, pe partea de promovare internațională. Și zic, ok, starting from the bottom, încep de jos. Dar acum auzeam colegi care vorbeau oarecum limbi străine. Și pe vremea aceea am avut un coleg, Sorin Sfârlea, de la departamentul de publishing. Și mi-a recomandat două cărți, eu vi le arăt. Hai! Este ghidul omului care vrea să lucreze într-un label pe partea de marketing și promovare. Aici o să vedeți tot ce înseamnă, da. Tot ce înseamnă, poți să faci o poză, dacă nu vă trimite de pe telefon, vă dau. Este ediția updated de pe vremea aceea, așa nume 2010. Cred că este variante și mai updated astăzi, cu toate platformele de care povesteam, cu internetul și așa mai departe. E foarte interesant, sunt niște reguli de bază ale marketingului și a promovării în muzică.
După care, în cazul în care vrei să te apuci de publishing și vrei să știi de drepturi, de așa scrie aici, this business of music, trebuie să înțelegi că e muzică, e arte, ce vrei tu. Nu? Da. Este un alt autor. Coperta, e aceea serie, okay. Dar aici afli ce înseamnă dreptul, cum poți să-ți protejezi opera, ce înseamnă partea de copyright, ce înseamnă redevența în sine, ce, cu ce se mănâncă toată treaba cu muzica când e vorba de business la sfârșitul zilei. Okay. Apoi am o carte pe care mi-a recomandat-o șefa mea când m-am mutat, când s-a ajuns să fac brand partner și m-am mutat de la marketing internațional la marketing local. Și mi-au picat pe cap proiecte. Și zic, cum fac eu, cum, că nu pot, eram, cum vorbesc eu limba lor? Și vorbeam cu Iana și mi-a zis, băi, trebuie să-mi vezi contractele cu artiști. Ok, văd contractele. S-a apucat ea într-o zi, mi-a făcut acolo o schiță cum se treabă contractul după ce eu deslușeam ce Dumnezeu înseamnă redevență și asta. Și mi-a dat această carte. Paul Allen se numește, vedeți? Da, da, am pus și în comentarii aici. Așa, este cartea de artist management. Cum să fii un manager bun pentru artistul tău. Și o chestie foarte interesantă în cartea asta, în afară de faptul că ai la final o grămadă de exemple de contracte care se fac în America, care pot fi adaptate, adică îți dă o poză așa de ansamblu de cum să gestionezi relația cu artistul. E o chestie foarte interesantă, spune mai, ca să fii un manager bun, trebuie să fii un avocat pentru artist, pentru că îți reprezinți cel mai bine clientul. Da, da, ok. Dar pe de altă parte, avocatul trebuie să fie insensibil, nu trebuie să aibă sentimente față de persoana pe care o reprezintă, că altfel nu i-a reprezentat cel mai bine drepturile. Și atunci trebuie să fii și mamă, și psiholog, și avocat, și prieten, și best buddy de băute cu artistul tău. Și atunci trebuie să ai un echilibru în toate astea. Cartea asta îți explică cum să-ți organizezi programul artistului, ce gen de contracte trebuie să semnezi în numele artistului, cum să-i faci bugetul de concert, cum trebuie să negociezi cu casa de discuri. Sunt foarte multe, foarte multe lucruri. Și după ce am sărit din cartea asta și m-am dus către New Business, am citit The Perfect Pitch. Eu pe asta nu știam, recunosc. Da. The John, Perfect Pitch, cum? John Steele. The Perfect Pitch este The Art of Selling Ideas and Winning New Business. Artea de a vinde idei. Și a câștiga partenerul noi, New Business. Ia, arată, și... ca să... Chiar. Vă sugerez toate ei. E foarte interesantă și foarte funny, în sensul în care îți arată cum diversi oameni de stat își pun speech-ul într-un PowerPoint. Și cum facem noi prezentările alea atunci când te duci la brand? Să fac asta și a, deci asta e o carte pentru oamenii din casa Edisco, nu pentru artiști. Nu, nu pentru artiști. Pentru nu, oamenii pentru de vânzări, artiști le sugerez, da, le sugerez toate astea trei. Când trebuie să-și aleagă, da, manager. E greu. Și că de foarte multe ori se întâmplă când ai peste artiști care sunt reprezentați de cel mai bun prieten. Sau de soț, sau de mamă, sau de tată. Sau de mamă. Okay. Sau de mantă, sau... Da, n-am întâlnit artiști care au fost reprezentați de mantă. Nu zic. Știi că, uite, Beyoncé a fost... managerul Beyoncé a fost mult timp tatăl ei. Da. Nu, invers. Tatăl ei a fost mult timp manager. Așa, da. Așa. Și nu mai e. Nu mai e. Britney Spears. Nu mai e nici. Nu. De ce ți-ai spus? J Balvin a fost a ajuns unde a ajuns tatălui, care nu mai fost. De ce ți explici chestia asta? Adică, tu vrei să spui că de la un moment dat încolo n-ajunge doar că pui suflet, trebuie să fii și un bun profesionist. Adică să fii chiar un... Trebuie să te depărtezi puțin de proiectul respectiv ca să poți să iei o decizie care poate să fie favorabilă pentru artist, pentru proiect. Da. Să dai un pas în spate. Aș vrea să lucrez cu tatăl lui Beyoncé. Chiar și așa. Numai câte relații a făcut și eu. Dai seama. Da, numai câte relații a făcut. Și Destiny's Child și așa mai departe. Ea s-a și măritat. Și știi cum e, când te măriți, te mai depărtezi de părinți. Uite, apărea aici că singurul manager de succes a fost soția lui Ozzy Osbourne, care i-a rămas manager mult timp. Da, poate mai sunt exemple, nu știu, de la modul de cuplu. Soțul lui Celine Dion. Da, corect. Sunt foarte puține care au performanță. În general, ce vrei să spui e că nu e bine să le amesteci. Sigur că la început, și asta e și sfatul pe care îl dau mai ales pe celor care sunt copii la început de drum, la început un prieten sau un părinte te ajută, pentru că el pune mai mult suflet decât oricine. Corect. Dar asta chiar la început și pe măsură ce business-ul crește, atunci cu siguranță da, trebuie să apelezi la profesioniști. Dar sunt profesioniști.
reușit în România, da, pe toate domeniile astea, manager... Câți ai avut invitați? 40 și ceva, da. 45 care sunt, care sunt acolo, semnă de lume, sunt tangibili. Încă nu am ajuns să fim atât greu de abordat. Da. Sunt cei din America de stai la coadă să vorbești cu Scooter Brown de... Scooter Brown e managerul Justin Bieber. Justin Bieber, lui Ariana Grande, de Brixton, așa mai departe. Și nu, suntem tangibili, suntem aici. Sunt aceste maniere online pe care puteți să luați legătura cu noi. Adică să-i atacați, să-i hate-iți. Atacați-ne, rățuiți-ne. Sunt foarte mulți... mi se întâmplă să primesc foarte multe link-uri și... Hei, ai timp să asculti mixul meu? Hei, ai timp să... Nu răspund, recunosc. Nu răspund la... Dacă răspund la 10%. Ai timp? Nu. Nu. E foarte greu. Gândiți-vă că sunteți voi. Gândiți-vă că mai sunt artiști de la noi, din casa noastră de discuri, care ne trimit piese. Oarecum... Avem și relațiile noastre personale cu artiști, știi? Hei, uite, lucrez la piesa asta, ce părere ai? Sună bine, nu sună bine? Am tras asta în studio cu Ixulescu. Cum ți se pare? Merge? Vreau ca nu un singur. Sunt pe lângă jobul ăsta. Încerc. Ce dorim noi este să ajungem la acel nivel în care să spun toate demo-urile, pentru că pe ce vin pe Facebook, pe conturile noastre personale, mai vin și pe paginile noastre de Facebook, dar ajung și la tine. Nu s-a întâmplat să primești cu... Florine, ce părere ai? Nu mă deranjează. E drept că e greu să faci față, dar, sincer să fiu, nu sunt așa de multe pe cât par. Și asta ce să le spun și eu și interviurile astea și la workshop-urile pe care le fac. Cu adevărat... buni, nu sunt așa mulți totuși, înțelegi? Artiști, adică te cam, da, artiști, piese, compozitori, adică primesc piese și sincer cam în 10 secunde te cam prins despre ce e vorba, dacă ai o anumită experiență. Și ce faci? Îi spui, cam prins cum stă treaba cu tine, mulțumesc, reveniți? Sau cum? De multe ori ești pus, pentru că într-adevăr noi lucrăm cu oameni. Da, să nu rănești oamenii. Și în același timp, pe mine mă gândă foarte mult pentru că sunt producători tineri. Sunt foarte mulți producători tineri, sunt foarte mulți copii talentați. Chiar de curând o să facem un remix la o piesă Morandi cu Andrei Iacoban. Andrei Iacoban, care este un tânăr, care a remixat pentru The Chainsmokers și a vrut să fie un remix oficial. Și este un Iacoban, corect. Iacoban. Și este un tânăr pe care foarte puțin îl știu. Și, adică sunt sigură că sunt o grămadă de alți, uite, avem, puțin știu, că, lucrăm cu producători tineri, tocmai pentru că avem sensația că avem să și știm sigur că vin cu un aer proaspăt. Discutam cu Marius Moga, uite, au venit să reprezintă proiectul ăsta și mă uitam, cine sunt ei? Sunt băieții mei din studio și uite un proiect care sună demențial. Și am stat în birou cu colegii mei și l-am spus, băi, nu sună românesc. Asta e noua generație. Da, asta e noua generație, asta căutăm. Asta se caută, oarecum. Și sunt foarte mulți tineri care, da, vrem să le dăm o șansă să se audă de manieră sau alta, dar în același timp nu încercăm să rănim sentimentele lor, spune noi, nu e. Da. Eu mi s-a întâmplat asta de mai multe ori și am învățat din experiență cum să abordez această situație. De exemplu, cum refuz un artist? Nu, nu cum refuz. Cum poți să-l refuz, dar fără să-l rănești sau să-l ajuți? Ce e greu? Știi? E greu când sună la părintele. Aolea, da. Am o fetiță foarte talentată. Avem și noi o piesă. Avem și noi o piesă, am înregistrat ceva. Ce faceți în secundară? Eu știu cum le zic, nu ești încă aici. Știi, încă nu ești unde trebuie să fii și încerc să scot ce e bun. Deci îmi place aia. Acolo scârție, acolo poate pui pe altcineva să lucreze. De multe ori la compozitori le spun treaba asta. Băi, îmi place, dar cred că ar trebui să aprezi la cineva care știe să producă, să facă orchestrația acestei piese pe care tu ai făcut-o. Sau la cântăreți. Băi, îmi place cum cânți, îmi place timbru, e mișto, dar pe bune la text, caută un textier, pentru că nu e ce trebuie. Și știi ce mi s-a întâmplat? Era o trupă, Fobia se numea, prin 2001-2002. Și erau din Brașov, de la mine, știi? Și mi-au trimis o piesă care mi se părea interesantă. Și ne-a zis, bă, nu e acum, s-au supărat pe mine, știi?
până la urmă mai trimis una. Suntem ok. Și am zis, băi, mi se pare mai bun decât aia de înainte, dar jur că... Și la un moment dat a trimis a treia piesă și care am zis, băi, știți cum e asta? Deci este fix piesa de înainte să faceți piesa aia tare de tot care dați lovitura. Nu, că e mișto, că noi o să o promovăm. Deci crede-mă, nu e aia încă, dar simt într-adevăr că sunt foarte aproape. N-am mai ținut legătura cu mine și peste vreo 6 luni lansa Fly Project la ISA. Ăștia erau de fapt fobie. Înțelegi? Și așa era, jur. Și mi-am întâlnit cu Tudor Ionescu de la Fly Project. Păi da, și mi-a zis, băi, aveai dreptate, am e-mail-ul de la tine care îmi spui, asta e ultima piesă până să dați lovitura, dacă nu vă lăsați bătuți și dacă continuați. Și asta încerc să zic, băi, ai crescut. Da, uite, le-ai zis același lucru care le spun și noi, băi, nu vă lăsați bătuți. Nu înseamnă că dacă a treia piesă nu a fost aia care să pleacă, gata, ești nu. Ești pe drumul cel bun. Ce zicea Șerban, cred că zicea Șerban Cazan, zicea că s-a întâlnit cu Max Martin și american. Nu, care a compus și pentru Madonna și care e și cântăreț. În fine, unul dintre cei mai mari am luat fost acum și a zis, lumea mă laudă pentru cele 25 de hituri și cele, nu știu, cele 2500 de piese care n-au avut succes. Uite, eu am tot timpul, le spun colegilor noștri, știi chestia acum mai 6 sunt norocoase? Cumva este greu de acceptat, dar din câte piese se lansează, câte piese lansăm noi, câte piese lansează Cat, câte piese lansează Roton, câte piese lansează Global, Quantum, mai 6 sunt norocoase cumva, limelele de rigoare, foarte puține ajung să devină acele hituri și crede-mă că sunt eforturi de marketing, de promovare depuse, care, până la urmă, consumatorul te poate. 6 sunt norocoase, alea sunt cele care prind, alea sunt cele care, pe care publicul le dorește, pe care publicul le place. Nu poate să fie 1000, adică există o limită în care piața acceptă un număr de melodii. O ultimă întrebare. Și gata, încheiem că s-a făcut o oră. Nu știe întrebarea asta. Nu te așteptai și mi-a picat fisa acum. Ce artist de la alte case de discuri, ce artist român de la alte case de discuri, nu Universal, ți-ar plăcea să lucrezi cu el sau cu ea? Sau artist cu... român? Da, artist român de la alte case de discuri. Aoleu, o să-mi iau... Sunt prietenă cu foarte mulți artiști. A, da. Și așa, ne cunoaștem, lucrăm, știi că cu serii de backstage, noi suntem oamenii din backstage. Nu înseamnă că nu-ți place cei care lucrezi. Unul care pur și simplu din diferite motive nu lucrează cu voi, lucrează cu altă casă, dar îți place foarte mult și crezi că ar fi frumos să lucrezi cu el, cu ea sau cu tine. Greu. Știi că e foarte grea întrebarea, nu? Știi că e oribil. Asta e ca aia, când întrebi un artist sau un compozitor, ce piesă altuia ai fi vrut să o faci, știi? Păi sunt mulți artiști cu care aș dori să lucrez. Mi se pare că sunt, bine, cu mulți cu care am visat că o să lucrez, deja lucrez. Deja cunosc, vorbesc cu ei. Dar tu lucrezi și cu artiști de la alte case de discuri când e vorba despre... Da, de proiecte de branduri, da. Cum ar fi cu Smiley acum, cu Damian Drăghici? Smiley, Damian Drăghici, am lucrat cu Connector pentru Coca-Cola. Lucrăm, Delia pentru altă... Delia cu Deep Central. Delia cu Deep Central, exact, pe producții. Deci, practic, cumva... E prea grea întrebarea asta? Da, e foarte grea. Mi-e foarte greu să dau un răspuns, să zic, uite, cu ăla. Pot să spun de la alte case de discuri de afară, dacă te ajută. Da, străin. Da. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu Beyoncé. Beyoncé, Ana, mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu Beyoncé. Da. Nu că ți-ar plăcea. Și mie mi-ar plăcea să lucrez cu Taylor Swift. Nu mi-ar plăcea să lucrez cu Taylor Swift. Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu ea. Nu, mi-ar plăcea să se uite la mine odată. Odată să se uite la mine. Nu, păi, ești fan Taylor Swift. Din anumite puncte de vedere, sunt mulți. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu Max Martin, compozitorul. Da. Păi e cam cel mai mare din istoria. Nu știu dacă s-a ascult toate cele 25.000 de demo-uri pe care le are. Nu el a zis, dar cred că are 50.000. Da, nu, e foarte greu. Mi-aș dori să lucrez cu... Sunt foarte mulți artiști cu care aș vrea să am șansa să lucrez. De aproape. Uite, poate Tudor Chirila ar fi. Tudor Chirila. Da. Mi-a plăcut foarte mult ce a făcut cu vocea, traiectoria, cum își alege piesele, comentarii. Tudor Chirila, ce casă de discuri? Nu, e la agenția de visă, parcă. Carina. Da, deci nu e la nicio casă mare de discuri. Tudor mi se pare un artist interesant. Eu o să lucrez cu el pentru că în momentul de față câștigătorul Vocea României va lucra la, adică va fi cu Universal Music. Super.
Păi, mulțumesc foarte mult. Mersi și de invitație. Pentru că ai vrut, pentru că ai fost sinceră, pentru că ne-ai dat sfaturi, da, ca ne-ai dat insight-uri. Scrieți-ne pe Facebook-ul nostru dacă aveți dorit să aflați. Încercăm pe cât se poate să răspundem. Da. Marius, probabil că acum o să mă răspund, pentru că el este cel care are grijă de Facebook-ul Universal Music România și de Media Pro Music. Dar trimiteți-ne ce știți voi că puteți să faceți, de la videoclipuri, de la grafică. Căutăm oameni creativi care să facă de la video lyrics, la grafică, la videoclipuri, da, da. Căutăm oameni care să vină cu idei frumoase, noi, care se pot fi implementate în campanii de marketing pentru artiști. Uite, avem un fan pe Facebook, Thomas Valentin, pe Facebook Universal Music România, care trimite tot timpul poze, mashup-uri de poze cu artiștii noștri internaționali. Și folosim în cover foto de la Universal Music, da. Este un tip extraordinar. Marius are o relație specială cu el. Da. Și tot timpul ne trimite. Am mai făcut mashup-ul ăsta de poze, dacă puteți să utilizați ca... Da, și voi îl folosiți. Și noi îl folosim tot timpul. Da.